Da. Bine v-am găsit la un nou episod din acel show, emisiunea voastră preferată care abia a început să existe. Ce îmi place să fac chestia asta. Arăt ca un mexican care tocmai a sărit granița. Bun, deci mi-am dat seama de formatul ăsta de emisiune în care putem să ne uităm împreună la videoclipuri și să râdem de ele pentru că mi se pare amuzant și mi-ați trimis videouri, ceea ce e super tare. Așa că Carlos aici de față, îmbrăcat foarte sezonier de carantină. Ne vom uita la câteva videoclipuri pe care ni le-ați trimis. Cine stă în armată așa pe scaun? Și cine stă în armată în pat și citește așa? Deci imaginați-vă că vine războiul, că vine efectiv rușii peste noi și vine comandantul ciucea ăsta la noi și spune: atențiune, toată lumea la atac, și începe muzica asta de pe fundal. Sunteți pregătiți pentru azi? Suntem pregătiți pentru începerea activităților! Pe ăsta îl cheamă Gălușcă, coaie! Scrie Gălușcă aici, deci... Ah, tati, e atât de prețios! Hai, suntem în armată! Executați ce vi s-a ordonat! Am înțeles! Big noise playing in the street, gonna be a big mess someday, you got blood on your face, you big disgrace, kicking all can all over the... We will rock you! De ce nu cântă Gălușcă? Gălușcă, ești manelist? Uită-te la mustața mea și spune-mi sincer dacă ești manelist. Bine, continuați! Cine ne-ar putea ataca pe noi? Să zicem pe mare, pe Marea Neagră, what the fuck, hai să zicem, ok, turcii, rușii, ok. Să zicem că ne atacă pirații. Ai, capitanul, zis, sunt forțele navale române. A, și ce fac? Nu știu, trebuie să uit mai îndeaproape. Și după ăla cu ochianul dă zoom și vede de fapt că toți din forțele navale române încep să danseze tango și fac chestii gen... Capitane, cred că fac un fel de ritual sau un dans până a ne alunga. Oh, fugim, fac dansul românilor. Gândiți-vă cât de multă pregătire e în spatele oamenilor ăstora. N-au nevoie de pregătire, că n-au ce să facă, sunt doar în caz că ne atacă extrateriștri pe mare. Și totuși sunt șanse mai mari să ne atace extrateriștri pe mare decât oricine altcineva pe mare. Așa că forțele navale române... Shake the ass, man! Trecem la următorul video pe care l-am primit și nu am uitat încă la tot pentru că este foarte prețios și vreau să ne uităm împreună, așa că hai să ne uităm la el. Hey. Deci ați văzut cât de penibil a fost bătaia din palma. A bătut cu dreapta și asta a făcut. Și amândoi au realizat în aer că amândoi bat cu mâini diferite și s-au fost ceva gen... Lasă așa. Pacifist. Angel. Arhanghel. Hey. Stai cu băieții, pozezi cu golanii, te plimbi prin mall-uri, arunci cu banii, te lauzi cu droguri și haine scumpe, te-ai ridicat înjurând, hai du-te! Angel mă face să vreau să fiu un om mai bun. Ei de mame, ci că vorbe înalte, dar ai uitat că ai fost dus în brațe. I-a zis-o de măsa, coaie! Mesajul meu e pacifist, voi știți că eu pot să rezist la toate tentațiile depravate. De ce înjuri?
pune mâna pe carte. Eu nu sunt as în gramatică, dar am cuvânt, ascultați-mă. Mesajul meu e pacifist. Mesajul meu e... Când te vezi cu găgică ta după carantină, se aude în cameră numai... Ți-ai închiriat mașini luxoase, să ne arăți videoclipuri frumoase. Doar aparență, nimic consistent. Cum vrei, prietene, să ai influență? Pare că e genul de om pe care îl domină nevastă sau nu știu, care nevastă sau îl ceartă foarte tare și nevastă să ai alcoolica în casă și el totuși vrea să transmită un mesaj. E genul de om care face TikTok-uri cu ieși din Tulcea? No. Yeah. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Mesajul meu e pacifist. Mesajul meu e... Ei, ei. Hai să ne uităm și la ultimul videoclip pe care mi l-a trimis un prieten și sunt foarte entuziasmat să mă uit la el cap-coadă, deci haideți să ne uităm, se numește... De fapt, nici măcar n-am să văd despre ce vorba, doar hai să ne uităm la ce se întâmplă. Pe 25 iulie, anul curent, pe teritoriul României, o furtună cu viscol s-a iscat din senin, provocând o isterie în rândul oamenilor. Această apariție a iernii în plină vară a convocat de urgență o adunare guvernamentală pentru a discuta consecințele acestui eveniment, dar și originile acestuia. Inițial s-a crezut a fi vorba de o perturbare climatică, dar sateliții au reperat concentrații mai mari a furtunii în sudul țării, mai exact într-un mic orășel. După puțin timp, din acel orășel au început să petreacă numeroase fenomene. Stop, stop! Nu-mi spune că vine apocalipsa! Și apocalipsa pornește din roșiorii de vete. Deci tu poți să-mi spui mie orice. Tu poți să-mi spui mie că de fapt România este prima țară care a ajuns pe lună, dar nu poți să-mi spui că în roșiorii de vete vine apocalipsa. Ce implicau dispariții de persoane, crime, oameni posedați, dar și apariția unor... Ce a fost aia? Ce era aia? Ce fel... Mă uitați-vă dat, ce fel de fenomen este? Ce înțelegeți voi din poza asta? Aceste informații au ajuns la urechile guvernului, care a convocat de urgență o adunare a bisericilor și a forțelor armate din țară. Și astfel, departamentul militar, în problemele oculte, a luat inițiativa de a trimite o trupă special antrenată în zona fierbinte verdictului. O poartă între cele două dimensiuni s-a deschis, iar răul absolut încearcă să iasă și să pună stăpânire pe această lume devorată de păcat. Omenirea mai are o singură șansă. Deci, ce nu știu cei care au făcut filmul e că poarta asta e deschisă de foarte mult timp în roșiorii de vede și toată lumea o știe. Și e poarta pe care ies moșii aia care zic că de-aia nu mai merg lucrurile bine, că se bărbat cu bărbat și nu mai merge lumea duminică la biserică. Ăia sunt draci adevărați! Bine, de acum încolo, tot restul videoclipului o să folosesc și o tranziție aia. Trupă, aici începe tot. Interferențele sunt la nivelul 6. Să vă comunic instructajul, trebuie să găsim pietrele sacre care susțin energia porții și astfel poarta va slăbi și vom închide definitiv. Succes domnilor, treceți pe muniție de război! Poate a fi un civil! Aici este guvernul României, pune mâinile la ceafă! Foc de voi, foc de voi! Cine le-a spus oamenilor ăstora că atunci când se pornește războiul, guvernul pleacă la atac? Bro, n-ați înțeles bine. Nu guvernul pleacă la atac. Five Gang și ăștia gen cu coaie pleacă la atac. Deschide-o și asta. Am pătuns. De ce a fost nevoie să le zică până cască? Putea să le zică peste garcen, efectiv. Coaie, am sărit. Hai, vă deschid. Gen, erau acolo, bro. Un om care se îmbracă așa, îl poate chema doar Laurențiu. Shit! Ești bine? Sunt rănit. Duceți-vă după piatră. Ești un soldat bun. Totdeauna ți-ai dorit asta. Ia asta. O să fie mai eficient.
Dacă tu mori, uite arma mea mai bună să stai aici să mor cu ea, iar noi mergem să ne luptăm cu ei și luăm armele mai proaste, ok? Hai! Hai! Hai să ne batem acum! Hai să ne batem! Dar mai întâi, hai un pic mai încoace, că n-avem loc acolo, că e gardul ăla pus de bunică mai și... Hai un pic mai încoace. Doar o secundă, că... Da, atât. Gen, coaie, eu n-am nevoie de puști! Man, I'm fucking Laurențiu, vezi cum sunt îmbrăcat? Laurențiu e colegul ăla din clasa 4-a care s-a uitat la prea mult Naruto și face scheme și tumbe prin clasă în pauză. Ele! Ai piatra? Ăla e un nou Kinder, coaie! Helicopterul trebuie să sosesc în orice clipă. Guvernul i-a luat la mișto și a zis, coaie, luăm 3 leșinați. Ultimii terminați care sunt gata să se împuște cu dreci grotești. Îi lăsăm în roșiorii de vede, se descurcă, le dăm arme și o sabie. Și la final, când ne spunem că îi luăm, nu-i mai luăm. Dacă mai aveți clipuri de genul, doar lăsați-mi-le și mă uit la ele. Ori pe Gmail, ori pe Instagram, ori pe Facebook, ori pe orice, eu intru pe toate rețelele. Ne uităm la ele împreună, Doamne, iartă-mă. În fine, mă bucur foarte tare că mi-ați trimis și că sunt, chiar sunt super fani și nu mă așteptam să găsesc niște tâmpeni atât de mari pe YouTube. Deci, ăsta a fost episodul 2 din acel show. Ne vedem data viitoare cu clipuri și mai idiote. Nu știu când va fi data viitoare, poate îl fac o dată pe săptămână, poate îl fac de două ori, depinde cum avem timpul. Ăsta a fost acel show, eu am fost Robe, astea au fost clipurile, salut!